Și dacă nu ți place grăsimea corporală să fie pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, haideți să vedem cum să combinăm toate aceste alimente și altele din familia lor în așa fel încât să obținem optimul necesar să performăm în viața noastră de zi cu zi. Și acum o să iau câteva situații, da? Să spunem că este dimineață, este ora 6 și vreau să mă duc la antrenament, la not. Da? Și vreau să fac intensitate, da? Și... N-am prea mult timp la dispoziție. Ce iau de pe masa asta? Păi, în primul rând, aș putea să iau de pe masa asta niște curmale, două, trei curmale, ca să pot. Aș putea să iau acest croissant, da? Are absorție foarte rapidă, da? Deci două, trei curmale. Aș putea să iau și ciocolata asta, dar nu vreau să o iau, pentru că poate îmi vine pe gât, snickers e greu, nu se digeră. Una, două curmale sunt suficient. Pot să-mi iau un ceai, o cafea și... Pe aici alte lucruri. A, da, uite, am, apropo, și de suplimente. Am un tonico forte, pot să iau acest tonico forte uh, cu beuri și aminoacizi înainte, dacă vreau să uh, îmi dea energie. Și, sincer, cam atât. Da? Cam atât este suficient să fac un antrenament de înot cu această mâncare și după aceea vin acasă și continuăm cu refacerea. Acum, am ajuns acasă, am ajuns acasă și am făcut un antrenament de înot, da? Și vreau să mă refac. Ce am făcut la not? Am făcut intensitate. Pentru că am făcut intensitate, am consumat carbohidrați. Ce vreau să fac numărul 1? Vreau să pun carbohidrații înapoi în sistem și cum pun carbohidrații? Păi acum aș vrea, pentru că nu mai am în not în următoarele ore sau alt antrenament, să fie așa încet în ce se pun. Și atunci ce fac? Mă uit către așa ceva, așa ceva și așa ceva. Dacă îi mâncam peștea înainte de not, nu aveau timp să digere și îmi veneau pe gât. Dar depinde stilul de not. Pentru că dacă la un not făceam, să zicem, ceva mai ușor, nu intensitate, atunci nu alegeam curmalele și alegeam niște fulgi de ovăz, de exemplu, ca să aibă o absorție mai lentă față de curmale care au o absorție mai rapidă. Sau bananele, da? Ca să pot să stimulez sistemul în așa fel încât să nu ești foarte dependent de zahăr. Da? Deci... Dacă fac foarte multă intensitate, dacă foarte multă, dacă antrenamentul meu e cu multă intensitate, mi iau niște curmale, niște banane, iau un croissant, da? Sau un croissant. Dacă încep să scad intensitatea, nu mai iau curmale, da? Poate iau doar o banană, da? Iau doar o banană. Pot să mănânc și croissantul, e ok. Da, cam atât. nu trebuie carbohidrat foarte mult. Dacă vreau să fac ceva pur aerob, da, pur aerob, nu mai mănânc nici carbohidrat, nici banană. Și atunci am varianta prin care nu vreau să mănânc carbohidrați, vreau să mănânc uh, grăsim să stimulez sistemul Da, am spus bine, grăsim ca să stimulez sistemul Și ce fac atunci? Nu am pe aici, uh, dar uh, putem să punem niște... Uite, poți să iei o gură de cedar, uh, poți să îți uh, pui niște smântână sau frișcă în cafea uh, Poți să să-ți iei niște MCT dacă vrei să pui în... Uh, în cafea, în așa fel încât să stimulez arderea de grăsimi. Dacă, de exemplu, vreau să obțin un efect și mai, uh, și mai bun Un răspuns și mai bun de adaptare la uh, eficiența aerobă Atunci nu mai mănânc nimic da? Și doar merg pe o cafea sau pe stomacul gol Deci am văzut uh, diverse variante Prin care, înainte de not, pot să iau carbohidrați foarte rapid Să iau carbohidrați mai mediu Sau grăsim sau nimic Da? patru variante. Nu folosesc proteină înainte de antrenament de înot sau înainte de un antrenament de alergare. Acest lucru se aplică și la alergare și la bicicletă. Dacă vreau să fac ceva intensitate, vreau să iau carbohidrați care au absorție mai rapidă. Dacă fac intensitate, dacă fac ceva în zonă medie, carbohidrați cu absorție mai lentă sau nimic.